Bună ziua, dragi telespectatori! Iată-ne în studioul electoral, ultimele zile de campanie electorală. Suntem astăzi împreună cu domnul Ionas Aftei, președintele organizației ALDE Neamț. Bună ziua și mulțumim de prezența în studio. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Sigur că dincolo de funcția politică există și o funcție administrativă, e vorba de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, pentru că, de ce fac o asemenea precizare? Pentru că vom vorbi sigur și de investițiile pe care ești categoric despre aportul, dacă vreți dumneavoastră, sau prezența ALDE în întreaga structură a unor decizii care au dus prosperitate și beneficii nemțenilor. Funcționează la Piatra Neamț Alianța? Mă refer în palatul administrativ. Vă referiți la Piatra Neamț sau la județ? La județ, dar palatul administrativ fiind în Piatra Neamț, mă refer dacă acolo lucrurile pentru merg aperoate. Pentru că putem nuanța la Piatra Neamț, de exemplu, mă rog, văd că se mai votează cu liberale alături, dar asta e altă problemă. Da. Nu. În notă serioasă, sigur, cred că m-ați întrebat dacă alianța în ansamblu ei, mă refer la nivel de județ, funcționează. Sigur că alianța funcționează. Nu avem o problemă de a ne face ceva, știu, reproșuri, atâta vreme cât avem un parteneriat, avem o colaborare, avem un protocol care s-a încheiat la nivelul Bucureștiului, la nivel național, și noi am dovedit întotdeauna că știm să dăm curs și unor compromisuri, dar problema cea mai importantă e că ne-am dovedit foarte serioși în orice alianță. Ne dovedim constanți în ceea ce facem și, de asemenea, cred eu că starea asta de stabilitate care există la nivelul Consiliului Județean Neamț în ultimul instanță, că despre asta este vorba, cum funcționăm la nivel de administrație. Cele două partide, deci din care face parte și ALDE în această alianță, funcționăm bine, mersi, spre necazul unora, dar asta e cu totul altă problemă. Noi ne dăm silința să fim, repet, un partid care tratează cu foarte multă atenție orice problemă apare, inclusiv că ține de dezvoltare, o problemă care ține de economie, de sănătate, adică, dacă vreți, întregul complex al problemelor pe care un Consiliu Județean îl are. În mod categoric vom dezvolta poate pe parcurs un pic și vom mai nuanța chestiunea sau colaborare cu PSD-ul, dar eu ce aș vrea, așa, ca să începem cu începutul, și anume, iată că suntem la, mai venim 2-3 zile până la sfârșitul campaniei electorale, până la vot, de fapt. Până la votare. Așa. Și aș vrea ca să informez în interiorul dumneavoastră cetățenii asupra un aspect deosebit de important, și anume că noi în această perioadă am depus un efort constant, un efort considerabil, noi cei de la ALDE, pentru a promova programul nostru, partea noastră de program, pentru că noi participăm la aceste alegeri ca entitate independentă, ca partid de sine stătător. Nu ne participăm împreună cu PSD-ul, așa cum se vehicula de către cineva, nu. PSD-ul e cu treaba lui, noi suntem cu treaba noastră, când e vorba de politică absolut independentă, pentru că, repet, suntem o entitate, suntem o formațiune politică, sigur, care vrea să-și cultive prestigiu în ultimul instanță. Este vorba de faptul că suntem împreună la guvernare în această alianță. Dar nu înseamnă separate că ne suprapunem sau ne confundăm cumva. Nu, e cu totul și cu totul o altă abordare. Ca două entități suntem la această guvernare pentru că țara trebuie guvernată. Și exact ce spunea și domnul președinte Corin Popescu Tăriceanu. Nu puteam să fac alianță, când e vorba de interesul național, cu celelalte 3, 4 sau 5 partide în sfârșit, printre care unul cere să se iasă cu parul și cu băta și să se dea în oameni, indiferent de funcțiile lor, alții se dau cu fundul de marmura Parlamentului, că așa au învățat, alții își dirigează băieții de pe stradă, la nivelul, mai vedeți pe ce demnitar mai loviți,
pe care mai jigniți, pentru că mai fluierați. Pentru că se poartă la această oră, cum vedeți, se poartă dezbinarea, se poartă ura. Eu aș vrea să subliniez faptul că această ură perfidă și insinuată, dacă vreți, și insinuantă în același timp, introdusă în spațiul românesc, repet, introdusă, pentru că, domnule, nu ne aparține nouă, noi ca fond, ca oameni, nu ne-am urât între noi. Am ajuns să ne urâm între generații, să ne urâm în politică, parcă să scoatem la iveală și lupta de clasă, chestiunile astea, dintr-un arsenal absolut revolut și nenorocente, care m-am crezut și sunt sigur că, domnule, nu o să mai existe, dar iată că totuși își face apariția printr-o potențare, din nefericire, venită la un alt nivel. Inclusiv de pe la Cotroceni, de pe acolo. Întreținerea acestui aceste atitudini, aceste agitații, am vrut să spun, nu este benefică pentru nimeni, pentru că aici e vorba de nația noastră, de poporul român, nu este vorba de poporul român PNL și poporul român PSD și poporul român de la alte, nu, ci vorba de poporul român. Iar factorul de decizie înaltă, cum m-am și referit ADN-ul la cineva, ar trebui să realizeze, să conștientizeze că rolul constituțional al dumnealui este să aducă nația spre unitate, spre ceea ce arată, cum să vă spun eu, deschidere a frumosului, a inimii, a îmbrățișării la nivel național. Pentru că dacă o să o menținem și o să ținem în ritmul ăsta, nu prea văd un viitor strălucit. Dar sperăm să, așa cum se termină și ciclul ăsta al europarlamentarilor, mă refer de cei 5 ani, se termină 26 mai, în care România a avut numai necazuri dintr-o anumită perspectivă și ne vom discuta, se va termina și acest ciclu prezidențial de 5 ani până la noiembrie, începutul lui decembrie, și sper și cred eu, am convingere că vom aduce la conducerea statului român un om care, într-adevăr, să redea speranța, progresul, prosperitatea și unitatea nației. Și sigur că acest om nu este nimeni altcineva decât domnul Călin Popescu Tăriceanu, președintele nostru de la ALDE, actualul președinte al Senatului. Înainte de a ajunge la prezidențiale, suntem la europarlamentare. Vreau să vă întreb cu ce ofertă, să spunem, vine ALDE și cu ce oameni, cu ce propuneri concrete și, bineînțeles, viziunea europeană pentru următorii 5 ani. Pentru România mă refer aici. Știți că aș putea să sintetizez în câteva cuvinte. ALDE, demnitate românească în Europa. Deci noi venim cu o echipă profesionistă, o echipă cu o experiență vastă, o echipă care a dovedit de-a lungul timpului că luptă pentru România și luptă pentru interesul național. O echipă care, dincolo de profesionalism, de competență, de seriozitate, mai vine cu ceva de care parcă nouă ne-a fost jenă ani și ani de zile, mă refer la așa ultimii 27, 28 până la 30 de ani, pentru că deja de vreo 2-3 ani de zile am început și să reabordăm această tematică, adică o echipă care are, dincolo de tot ce v-am spus, are și partea de patriotism, partea de interes național, partea de bun român. Eu când spun bun român, înseamnă, domnule, avem români răi și români buni. Toți românii sunt buni. Problema care spune este cum privești și din ce perspectivă tu ca cetățean, ca om, ca demnitar, deputat în Parlamentul European, interesul țării pe care o reprezinți, interesul tău, interesul României, interesul cetățenilor pe care îi reprezinți acolo. Iar noi venim cu o echipă care nu va uita niciun moment, nici de cei din diaspora, lucru foarte important, și sigur nu vor uita nici de cetățenii din țară, nu vor uita de România, și în mod categoric, domnul Berariu, nu vor uita că va trebui să voteze doar pentru România și nu împotriva României. Așa cum s-a întâmplat în acest ciclu nefericit, spun pentru România, în care am avut parlamentari în frunte cu vestita Monica Macovei. Fără a da nume, eu consider că
mulți da, deci dintre... E o rușine? Nu neapărat că este o rușine, nu aici vreau să ajung. Rușine să-i fie, era ce a făcut în Parlamentul European, nu mie să-mi fie rușine că dau nume. Înainte de vot, eu aș vrea să faceți o precizare la ceea ce vorbeau anumiți europarlamentari pe acolo, fără a da nume. Ca vot, dar de a face România de râs, se va întâmpla cu ALDE? Tot în notă serioasă. Deci, anumiți parlamentari, apropo de ceea ce au făcut și au votat împotriva României, eu mă țin de ceea ce spuneți dumneavoastră și sigur niște cerințele cereaului, dar lumea cunoaște. Ce n-au înțeles oamenii ăștia, n-au înțeles un lucru fundamental, esențial de anumite pentru orice situație în care zilnic, mă rog, cotidian așa ne învârtim. Dom'le, nația română este o nație deșteaptă. Numai că este foarte răbdătoare. Și are un bun simț care nu cred că le egalează o altă nație. Un bun simț și, bunul simț și răbdarea. Pe aceste două, dacă vreți, componente, pe bun simț și răbdare, și-au construit o brăznicie și nemernicie cei care au votat împotriva României la Parlamentul European. Iată, vedeți dumneavoastră, nu mai că au votat împotriva României, dar au ținut și au întreținut un permanent scandal în Parlamentul European, de parcă, cum să vă spun eu, noi am fi așa un fel de, cu tot respectul de anume, de papuași, de boșimani, de oameni care, s-a spus, într-o nație civilizată, suntem aici într-o zonă geografică, cum să vă spun eu, binecuvântată de bunul Dumnezeu, și nu te duci să te cerți în centrul Europei pe chestiuni pe care le poți rezolva intern. Cu alte cuvinte, partea noastră de problematică politică internă o putem rezolva aici, la noi în țară. Ne răfuim, ne mai luăm de guler în sensul metaforic așa. Bun. Dar, vedeți dumneavoastră, nu ducem rufele noastre murdare în partea aia. De ce? Ca să ofer lumii un spectacol dezgustător, că românii nu se înțeleg, că românii se ceartă între ei. Ați văzut dumneavoastră că există o componentă pozitivă, adică în orice rău există și un bine. Există o componentă pozitivă în abordarea în cadrul Parlamentului European, cel puțin din partea ALDE și din partea PSD-ului, în momentul în care s-au ridicat asemenea cetățenii României trimiși de românii noștri ca să îi reprezinte, sigur că au primit și o replică pe măsură acești oameni și au primit-o și în țară. De anumite vreo 3 dintre ei nu prea mai sunt pe listele respective. La această oră mai apare unul care e un fel de în zona asta acestui partid care cere prin liderul lui să se iasă cu băta cu parul la început de mileniu 3, așa a învățat să facă dumneavoastră politică, prin discursuri astea aproape exaltate, epileptice, pentru că a cere așa ceva înseamnă că undeva e o mare problemă, deci ca lider politic, și sunt câțiva acolo care nu sunt nimic altceva decât un fel de epigon. Deci se învârt brătieni în groapă când văd cam în ce manieră și în ce fel se constituie, dacă vreți, un anumit partid, ca mi-a spus să nu mai dăm nume, în condițiile în care, exact ce a spus apropo de epigone, așa un fel de urmași nedemni a unor înaintați iluștri. Prin asta putem sintetiza această politică pe care o promovează opoziția și să ne fie cu iertare dacă românii nu vor gândi de șapte ori și să voteze o singură dată, și chiar îi rog să gândească de șapte ori să voteze o singură dată, și dacă vom mai trimite în Parlamentul European, aș zice, aceeași grupare de oameni care vor întreține scandalul, care vor întreține atmosfera asta de batjocură la adresa României, va fi rău. Nu va fi bine. Dumneavoastră spuneați de faptul că noi nu trebuie să dăm nume. Păi spuneți-mi, dumneavoastră, cum e posibil
ca cineva care 10 ani de zile a chinuit România asta, un factor malefic în politica românească, mai vrea o dată, mai vrea o tură. Și nu-i singur. El și-a mai creat un partid. Adică are propriul partid și prin infuzia de pedaliști într-o altă zonă, așa, PNL-ul, haide ce să nu dăm nume de persoane, dar măcar de partide. Așa, la un moment dat să-mi spun să mai vreau niște alte. Așa, să-l mai pomenesc. Deci, prin infuzia asta, el și-a creat un al doilea partid. Vă imaginați că se vor întâlni ăștia acolo, la cam ce va ieși? Păi, în loc, domnii ăștia, în loc să meargă pe la o mănăstire, să mai facă niște penitenții, mătănii pe acolo, să gândească la mântuire, ei mai vor o tură. Mai vor o tură ca să mai chinuie încă o dată nația asta. Asta este mare problemă care se pune. Din nefericire pentru noi și, dar eu sper și am încredere pentru că poporul va ști cui să dea votul. Oricum, și să trimitem ceea ce trebuie în Parlamentul European. Oricum, apropo de ce spune dumneavoastră, echipa noastră este o echipă care va fi alături de țară, va fi alături de români. Este o echipă care cap de listă este doamna Norica Nicolai și este cunoscută ca o luptătoare efectivă pentru drepturile românilor și a României. Vedeți, asta s-a purtat în Parlamentul European datorită acestor coze topoare de care vă vorbeam acum câteva minute. Și o s-a retenționat o atmosferă neprielnică României prin faptul că prin informațiile din interior pe care le-au furnizat mai mari Uniuni Europene, mă refer la un Timerman, Juncker și alții, au găsit de cuvință să vină să ne dea sfaturi. Dar nu din astea în care, știți că sunt și sfaturi de colaborare, sfaturi de înțelegere, sfaturi în constructive. Constructive în care putem oricând să dedicăm ceva așa spre a fi benefic întregii Uniuni Europene. Unii să le dea sfaturi și să ne și impună și să ne și acuze. Este vorba de acest dublu standard. Este vorba de acuze nefondate. Este vorba de MCV-ul. Este vorba de faptul că vii și dai dispoziție aici, la noi în țară, să nu se mai continue ancheta cu. Că nu poți permiți așa ceva. Într-o țară suverană, cu un parlament suveran, vii tu, nu știu cine de nu știu unde, care ai acum, să spunem așa, o funcție trecătoare. Sper că, sigur, poporul olandez să nu mai trimit în Parlamentul European, vii și dai dispoziții cu caracter de obligativitate unei țări suverane, unui parlament suveran. Pentru că eu iau aceste două componente, dar vizez inclusiv justiția noastră. Deci tu vii nu mai continua să ai încheiata. Cum îți permiți așa ceva? Dar cine ești, domnule? În primul rând nu este legal. Deci la el în țară dacă face așa ceva, îl arestau. Da. Dar iată că ce se întâmplă? Prin divizarea noastră, inclusiv la Parlamentul European, acești oameni și-au permis, adică au suportul pe undeva, zic ei moral, nu, este absolut imoral, au suportul pe undeva să vină și să lovească în România, în cetățenii ei. Vreți să știți care e marele pericol? De regulă, la aceste europarlamentare, mă rog, e o expresie care o extrag dintr-un conținut al trecutului. Participarea la vot nu este masivă. Ar fi un mare păcat. Participarea la vot trebuie să fie enorm de mare, ca să nu spun să fie totală. De ce? Pentru că prin deciziile care se iau acolo, aceste decizii ne vizează pe fiecare de noi, pe fiecare cetățean. Ori dacă ai o echipă puternică, o echipă omogenă, o componentă solidă și statornică, mulată pe interesul României și a națiunii române, ăia care tot dau și vor să ia decizie, nu știu ce gen, nu prea au șanse. De la nivelul altor state. Pentru că, vedeți, asta s-au creat, apropo de dublu standard, așa, s-a creat o situație extrem de bizară, împotriva voinței fondatorilor Uniunii Europene. Fondatorii Uniunii Europene au plecat de la ideea cetățeanului, au avut ca expresie, ca esență, dacă vreți, cetățeanul. Au avut în vedere cetățeanul. După 70 de ani aproape,
Ne trezim că s-a răsturnat acest raport și vede că Europa cu două viteze, state mai bogate, state mai sărace, eventual dăm, cum să vă spun, atenția maximă statelor ca atare, mă refer la cele puternice, corporațiilor, multinaționalilor, uitându-l pe cetățean. L-a uitat pe cetățean. Și este una din marile drame pe care le trăiește Europa. Și pe un asemenea fond s-a creat o anumită falie. Și procesul, din nefericire, este manifest. Și sperăm ca noul Parlament European, într-o altă componentă și componență, să pună stabilă la o asemenea decădere din ceea ce ne vrem noi ca unitate și ca Europa unită și o Europa a europenilor și în sfârșit. Poate această fale în care vorbim de țările așa din vest, nord-vest versus țările din est, sud-est. Nu trebuie să ne mai întâlnim cu așa ceva. Noi avem nevoie de cu totul și cu totul o altă abordare a problemei europene, încât națiunea română să aibă același statut cu cea a Germaniei, cu cea a Franței, la aceeași masă. Să nu mai fie o masă pătrată, exact, ci o masă rotundă. Să fie o masă rotundă în care, sigur, să ne spunem părerele, să ascultăm. Cu argumente putem înțelege orice, dar și ei să înțeleagă cu argumente orice, pentru că domnul Berariu, și-a dat România Europei, n-a dat Europa României. Iar dacă vreodată a dat, dacă ar fi să ne referim la Marea Unire la 1918, să știți că este efortul poporului român și neputința Occidentului de a se opune un asemenea val, de a ne uni. Adică interesele dintre ei erau atât de mari și erau atât de măcinați, încât inteligența noastră bună și la locul e așa, și-a spus cuvântul, și este hotărârea și forța poporului român la 1918. Că au recunoscut-o el, n-au avut ce face, că vorba aia, există un statu quo. Dar cam asta este problema. Deci ce am dat noi Europa, Europa nu ne-a întors nouă. Și dacă ești, termin ca să mă impuneți una să eventual o întrebare, noi încă dăm de pe vremea lui Ștefan cel Mare, apropo de zidul de apărare împotriva invazii musulmane, nimeni n-a recunoscut, în afară unei scrisori așa de a te mânghea pe creștet, ce l-a făcut pe Ștefan cel Mare, atleta lui Hristos și marele credincios și apărător al creștinătății. Eu vreau să văd beneficii practice, chiar dacă sunt peste sute de ani, dar să vină și să le vedem pentru noi, pentru poporul român. Că a fost întotdeauna un popor așezat la această răscruce și uneori, prin averea care am avut-o și o avem, și prin faptul că suntem în această conjunctură, avem câteodată un statut nefericit în istorie. Și chiar cu asta închei, să nu uite nimeni niciodată că noi aici dăinuim de vreo 7.000 de ani. Eu nu spun de că poporul român dăinuie 7.000, eu spun de continuitatea de 7.000 de la cultura cucuteni. Și ce frumusețe, ce superbe vase, ce artă, ce minune. Și ne gândim ce sensibilitate în toate rotunjimile alea. Și ne gândim cu 7.000 de ani în urmă. Ele erau oameni care au dăinuit prin continuitate aici. Și sigur, au apărut daci, au apărut daci, în sfârșit, neacu cele romane, deși... Și aici e discutabil. Și aici e discutabil, exact. Dar iată că noi suntem aici. Și suntem un popor extrem de inteligent, dacă ar fi că să o luăm pe metru pătrat. Dar vă rog. Tocmai de inteligență vreau să discutăm oarecum. Dumneavoastră aveți oportunitatea de a vă întâlni cu mediul de afaceri destul de des. Și de pe la noi, și din România, și de peste hotare. Cam cum vede mediul de afaceri următorii 5 ani de zile alături de ALDE? Păi ar trebui să pornim de la definiția liberalismului, liberalismului modern, concret, nu al liberalismului clamat. Și anume că liberalismul se definește ca o doctrină ce s-a opus întotdeauna tendința socialistă sau dirigismului. Este vorba de liberă inițiativă, vorba de a acorda atenție cetățeanului, individului, mediului de afaceri, dezvoltarea lui.
drepturilor și libertăților fundamentale, iată o nouă componentă de care, și pe care noi o promovăm cu asiduitate, pentru că dă demnitatea cetățenilor, dă demnitatea omului. Și că vorbim de drepturi și libertăți fundamentale, să ne înțelegem foarte bine și vorbim de om. Păi omul se află în orice context, fie economic, fie financiar, fie cultural. Și el se poate dezvolta tocmai știind că are aceste libertăți și drepturi fundamentale respectate. De aceea, eu văd, dacă vreți dumneavoastră, o linie a progresului, cel puțin din perspectiva ALDE, o linie a progresului, o linie a bunăstării, o linie a prosperității, pentru că, dincolo de politica noastră în sine, și asta este, de programul nostru, pentru că noi am crezut de acord cu PSD-ul atunci când am crezut, am zis așa, luați din programul nostru și componentele astea, de la voi atât, de la noi asta. Și dacă le respectați, asta merge înainte, nu le respectați, le zicem pa. Deci, dumneavoastră, pe ideea realizării acestui program, noi mergem în stare optimistă, firească, dar realistă în același timp, pe ideea de progres și prosperitate. Pentru cetățean, pentru om și categoric, dacă însumăm, pentru țară, pentru națiune. Că, până la urmă, despre asta este vorba. Deci eu văd o stare pozitivă în demersul viitorilor ani, în demersul economic al viitorilor ani, repet, și suntem de pe poziția Alianței Liberalilor și Democraților. Se va bate ALDE la, în Parlamentul European pentru bunăstarea mediului de afaceri în România? Știți cum, vă respect prea mult ca să spun că e o întrebare fără rost, doamne Artemaș. Nu, chiar mulțumesc pentru întrebare. Sigur că se va bate. Nu, dar este partea noastră, este esența noastră. Este vorba de oameni de afaceri. Dacă nici noi liberali nu îi apărăm pe oameni de afaceri, cine să-i apere? Aici este o chestiune în care, ca și cum, dacă nu îi dai unei păsări sau unui animăluț apă, moare. Sau hrană, moare. Ei, noi trebuie să știm să oferim și să creăm acel cadru legal și economic propice dezvoltării mediului de afaceri și mai ales mediului de afaceri privat. Pentru că aici vorbim de acea parte în care ne opunem categoriei intervenției statului în economie. Mai avem câteva minute, dar... Lăsăm la nivelul liberei inițiative ce e interesant. În două minute să ne spuneți ce are nevoie mediul de afaceri aici în Neamț, în primul rând, pentru că aici le știți cel mai bine. Și aici puteți să-mi dați exemple concrete, cum ar fi de la autostradă, la drumuri expres și așa mai departe, sau ce ar fi nevoie de cel mai mult? Da, noi în primul rând, un cadru legal mai permisiv, ca să nu spun altceva, dar să revenim puțin de la partea concretă a lucrurilor. Noi avem nevoie, în mod categoric, de o deschidere a județul nostru spre facilități de transport mai ușoare, care o să dezvolte multe, de la turism și la alte activități. Putem vorbi la acest moment de faptul că, iată, guvernul a finanțat în această componență ALDE, PSD a finanțat proiectarea drumului expres Bacău-Piatra Neamț. Putem vorbi de faptul că drumurile noastre naționale din cadrul județului, care se însumează la nivelul de 408 km, sunt modernizate, asfaltate, cu o excepție care este dureroasă, dar de care ne-am apucat deja, pentru că în acest an vrem să-și finalizăm acolo. Deși la vicile ascunse care sunt, este posibil să nu terminăm acest an, adică este posibil. Dar vom vedea cum acționăm. Vorbim de DN15, Bicaz, Poiana Largului. Un drum extraordinar de frumos și este ceea ce era înconjurat prin axialul care o să-l construim, o să-l modernizăm, o să-l reabilităm, începând de la Bicaz până la Durău, și acest drum DN15 va duce sigur spre Poiana Largul și apoi spre Durău. Deci vom prinde Durăul într-un fel de clește benefic. Așa, și va fi o gură de oxigen pentru această stațiune și pentru dezvoltarea ei, pentru că am spus întotdeauna că Durău este chintesența turismului nemțean și, mai mult decât atât,
Vorbim de faptul că această stațiune are posibilitatea în sfârșit să primească o gură de oxigen inclusiv prin ceea ce dezvoltă mediul privat acolo. Dar mai are nevoie și de alte facilități, cum ar fi, miscă ai terenuri unde să se organizeze aspecte care țin de agrement. Că nu te duci la Turău, dar să privești Cehlău, care deși e un munte sfânt, să dormi și să faci 100 de pași stânga-dreapta. Mai e nevoie și de alte chestiuni. Vă rog. Foarte pe scurt un mesaj pentru telespectatori, pentru că o gură de oxigen au nevoie și ei. Da. În primul rând, ce vreau să spun? Vreau să mulțumesc nemțenilor, tuturor nemțenilor, cetățenilor și cetățenilor din Piatra Nemț, pentru modul decent, elegant, pentru modul, de respect cu care au de respect și de apreciere cu care au tratat echipele noastre, membrii noștri care s-au întâlnit cu mii și cu, în frunte cu mine, cu mii și mii de nemțeni, și asta o poate confirma oricine din Piatra Neamț și din Roma și din alte orașe, în sfârșit municipii, comune, să ne mulțumesc pentru acea simpatie care a manifestat-o față de ALDE și din această poziție să-i rog în primul rând să iasă la vot. Deci este esențial să se iasă la vot. Și sigur, în al doilea rând, dacă vor considera prin ceea ce noi am făcut, prin ceea ce noi facem, prin ceea ce ne-am propus, că reprezentăm speranța și certitudinea în același timp pentru dumnealor, îi rugăm să voteze ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților. Îi asigurăm de tot concursul nostru viitor pentru realizarea tuturor componentelor de natură, dacă vreți, economică, până cele de natură sufletească. Pentru că aici vorbim de cultură, vorbim de confort, vorbim chiar de confortul psihic, pentru că un om necăjit, un om care sigur are probleme de are probleme economice la nivelul buzunarului, nu mai vezi prea fericit și prea cu confortul psihic la un nivel la care îl dorim fiecare. Deci să voteze ALDE și să ieșim la vot, nu? Deci să ieșim la vot și sigur, vizionat de ceea ce am spus, să voteze cu Alianța Liberalilor și Democraților, să voteze ALDE. Vă propun o emisiune foarte pe scurt mâine, 15 minute, pe tema turismului și infrastructurii. Cu tot dragul. Bineînțeles. Voi veni pe fiind prezent. Ne vă mulțumim foarte mult de prezența de astăzi. Dragi telespectatori, ne revedem mâine seară, după cum am obținut o promisiune de la domnul Asaftei. Vom vorbi despre turism, infrastructură.